Tot mai multe societăți comerciale din județul Mureș sunt interesate să beneficieze de programe guvernamentale cu finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării și modernizării afacerilor. Spre exemplu, la ultimul program de dezvoltare denumit START și derulat prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Târgu Mureș s-au înscris peste 1000 de persoane. START este un program pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat. În general, deci dacă facem o medie, solicitările depășesc de 5, cel puțin de 5 ori pe medie, dar avem și programe, de exemplu, am văzut acum startul, acum chiar avem rezultatele, pentru cei 150-200 de proiecte s-au înscris peste 1000 de solicitanți. Înscrierile la programul START s-au încheiat pe 1 iulie. Pe 6 iulie va debuta un nou program de dezvoltare pentru firmele mici și mijlocii din domeniul comerțului și serviciilor de piață. Bugetul alocat acestui program este de 20 de milioane de lei cu posibilitatea suplimentării. Probabil la comerț și servicii, la acest program vor fi și mai mulți, pentru că se știe că comerțul nu este finanțat prin proiecte de la Uniunea Europeană, deci pentru ei este singura variantă de a obține finanțări nerambursabile. Și din cauza asta totdeauna au depășit și de 10 ori solicitările față de buget. Aici, anul acesta, și în buget s-a prevăzut și posibilitatea de a suplimenta acest buget. Din 6 iulie, pe site-ul www.aipp.imm.ro, începe înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de investiții în vederea obținerii finanțării.